Dat fiind faptul că ne aflăm la sfârșit de octombrie, pentru astăzi am pregătit cartea Paradisuri Pierdute. Străbătând secole, Paradisuri Pierdute, noul ciclu românesc al lui Erich Emanuel Schmidt. Proiectat în 8 volume și inaugurat de Paradisuri Pierdute, se arată o fi o poveste de dragoste nemuritoare, care sfidează timpul și totodată o amplă și amețitoare panoramă a istoriei umanității. Paradisuri Pierdute este începutul unei aventuri unice, avându-l ca protagonist pe Noam, născut acum 8.000 de ani într-un sat lacustru în sânul unei naturi paradiziace. Acesta este silit să se revolte împotriva alor săi când o întâlnește pe fascinanta Noura, grația căreia se descoperă pe sine. Înfruntă și o calamitate palpabilă, potopul, revărsarea apelor îl împinge pe Noam în istorie și printr-un accident inexplicabil și aproape fatal îi hotărăște destinul extraordinar, eliberat de constrângerile mortalității și împovărat de cunoașterea greșelilor omenirii.